Bună ziua, 8 din 10 micro-întreprinderi ar putea fi obligate în curând să treacă de la impozitul pe cifra de afaceri la impozitul pe profit. Acest lucru, această reformă fiscală apare în Planul Național de Redresare și Reziliență. Discutăm acest subiect și implicațiile pe care le comportă cu vicepreședintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, care este totodată și vicepreședinte al Asociației Patronilor și Meseriașilor din Cluj, domnul Dan Mureșan. Bună ziua, domnule Mureșan. Bună ziua, bine v-am găsit. 81%, da. Care înseamnă astăzi din vreo 700 și ceva de mii de firme active de IMM-uri, în jur de vreo 600 de mii de firme. Deci 600 de mii de firme își pierd dreptul de a mai plăti impozit pe cifra de afaceri, pe micro-întreprindere, 1 sau 3% din cifra de afaceri și trec la impozitul pe profit printr-o măsură ascunsă, nedezbătută public, neprezentată, strecurată în Planul Național de Recuperare și Reziliență a României, în așa fel încât noi să ne trezim ca în 3 ani de zile acest plafon de 1 milion de euro la cifra de afaceri, până la nivelul de 1 milion de euro la cifra de afaceri, întreprindere deținute de mediul privat, deci așa, au dreptul să plătească un impozit pe cifra de afaceri, impozitul pe micro-întreprindere. Da, haideți să luăm lucrurile sistematic și pentru cei care nu cunosc subiectul, deși sunt convins că mulți dintre cei care urmăresc această emisiune sunt în temă pentru că lucrează în zona mediului privat. Deci în acest moment plătesc impozit pe cifra de afaceri de la 1 la 3%. Nu, 1 sau 3%. 1 sau 3% în funcție de numărul de angajați. Cei care nu au niciun angajat plătesc 3% și toți ceilalți plătesc 1%. Și plătesc 1%. Care e rațiunea acestei treceri de la cifra de afaceri la profit? Cristian Ghinea, fost ministru al fondurilor europene, a declarat pentru Profit News că e vorba de gradul de colectare a impozitelor la bugetul de stat, care este neîndestulător. Nu. Aici ar trebui să discutăm altfel. Gradul de colectare este așa. Dacă eu stabilesc 100 de lei în nivel de colectare și oamenii plătesc și atât ar fi trebuit, s-au declarat 100 de lei și plătesc numai 30 de lei, înseamnă că avem un grad de colectare de 30% a impozitelor și taxelor. Dar dacă eu am impozit pe micro-întreprindere, atenție, 1000 de lei și toată 1000 aia de lei s-a plătit, înseamnă că gradul de colectare este 100%, nu? Deci da, aici este. Și sunt două lucruri total diferite. Ei altceva vor să facă. El zice, nu, nivelul de taxare a afacerilor este prea redus și atunci am putea crește masa de colectarea taxelor mai mult, mult mai mult decât este acum. Dar atenție, totdeauna în afaceri trebuie să privești lucrurile foarte obiectiv și o sabie are două tăișuri. Cu cât încerci să faci taxele mai mari, cu nivelul de încercare a ocolirii taxelor este mai mare. Cu cât taxele sunt mai mici și mai ușor de gestionat, pentru că acest 1% sau 3% este un sistem foarte simplu de gestionat și nu generează subiectivismul organelor fiscale care vin și scot mușchii afară și îți arată câte greșeli ai tu în modul în care ți-ai calculat impozitul pe profit. Așa foarte simplu, cât e cifra de afaceri? 1000, 1%, 10 lei, te rog frumos, i-am plătit, la revedere, n-aveți nicio treabă. Ce se întâmplă în cazul ăsta când este pe cifra de afaceri? Și firmele nu își mai încarcă cu tot felul de cheltuieli, să zicem, exagerate, contabilitatea, de multe ori renunță, domnule, nu, am luat o benzină, nu mai îmi trebuie bunul de benzină, lasă-l, pentru 33 de bani nici nu mă interesează, m-ați înțeles? Da. Deci, asta este efectul ei. Și atunci, normal că profiturile în aceste micro-întreprinderi sunt mult mai mari. Și mie îmi convine ca profitul să fie mare, am plătit impozit pe dividende, mi-am luat banii, la revedere, lucrurile sunt foarte... Deci drumul de la taxare la profit este simplu. Dumneavoastră a spus că nu se dezbat lucrurile astea cu medii de afaceri. Aveți o mare răbdare, o răbdare de chinescă, să zic așa, să luați din scorță în scorță ce scrie în PNRR-ul ăla, pentru că ați ajuns întâmplător, cred că, la această prevedere care afectează mediul de afaceri direct, adică micro-întreprinderile. Știți, PNRR-ul are nu știu câte sute de pagini. Am primit pe mail de la o cunoștință pachetul acesta de informații, cele 219 pagini, pardon, care se referă la nivelul de taxare și ce doresc ei să schimbă în sistemul de taxare
prin aprobarea PNRR-ului. Știți cum e? Deci avem și stilul ăsta. A, dacă ne dați bani, uitați ce buni o să fim noi. Noi ne și facem și dacă voi ne-ați cerut 10, noi o să vă dăm 100 de lei. O să vedeți ce multe scoatem. Adică bătutul ăsta cu pumnii în piept exagerat de mult nu face bine. Una este să te lauzi că vrei tu să faci mai multe decât poți și decât solicită societatea ta. Deci acel ministru care a lucrat la acel document a făcut peste cuvântul și solicitarea mediului de afaceri a societății, multe decizii le-a luat în numele lor. Asta e o decizie irevocabilă, acest document. Acum, știți cum e? Zici așa, la acest moment și pe baza datelor existente intern, se estimează o diminuare graduală a numărului de contribuabili care beneficiază de acest regim fiscal, adică de plata pe cifra de afaceri, de impozit pe cifra de afaceri, după cum urmează. Scădere de 15% în primul an, scădere de 33% în anul 2, scăderea cu 33% în anul 3. Adică timp de 3 ani, ei vor să... Timp de 3 ani, ei au decis că legea, codul fiscal, va fi modificat, plafonul până la care se aplică impozitul pe micro-întreprindere va fi tot redus. Da. Exact. Deci ei au zis, noi vom avea puterea de decizie de modificare a legislației, da? În Parlament, o să avem majoritatea și o să putem reduce gradual impozitul pe plafonul pentru aplicarea impozitului pe micro-întreprindere. Deci iarăși este el și-a asumat o chestie pe care deja nu se mai poate baza. Primul lucru. Dar atenție, aici este o problemă. România, prin acest plan, își asumă niște condiții față de un terț superior ei, da? Uniunea Europeană, și atunci el zice, da, perfect, vă dăm banii ăia mulți, care tot așteptat și nu mai vin și o să vedem noi cât o să vină la instabilitatea politică care e în România și noi îți dăm banii. Dar pentru ca să-ți dăm banii, tu ai promis că faci asta. Ai promis că în 3 ani reduci nivelul de taxare a micro-întreprinderilor. Nu ne-au cerut ei, să nu vă supărați, nimeni nu ne-a cerut. Ne-a cerut o echilibrare a bugetului economiei, bugetului de stat. O echilibrare poți să o faci prin reducerea cheltuielilor bugetare, nu neapărat prin creșterea impozitelor taxelor. Ei s-au împrumutat fără număr în acești 2 ani de zile, de 3 ori nivelul de datorie, de îndatorare României a crescut în acești 2 ani de zile. Iar toate acestea, cine credeți că o să le plătească? Ghinea? El o să le plătească din buzunarul lui pe deciziile aberante pe care le-a făcut peste noapte? Deci, oricum, tot populația o să plătească, tot mediul de afaceri o să fie împovărat. Deci, automat, toate lucrurile acestea se răsfrâng. Da, e adevărat, trebuie să gândești un sistem echilibrat, un sistem corect. Vreau să plătesc corect sistemul de sănătate, să nu îmi plece cadrele medicale, indiferent că sunt de nivel mediu sau superior, să nu îmi plece din țară. Vreau să creez un sistem de educație foarte performant. Perfect, hai să investim în el. Dar, vă rog frumos, haideți să reducem sistemul bugetar odată la ce poate face și la eficiența lui și hai să reducem numărul de salariați și salariile din sistemul bugetar, pentru că odată dat un cadou îmi pare rău. Nu-l mai poți lua foarte ușor înapoi. Exact, așa este. Adică nu poți acum să scazi salariile bugetarilor. Nu știu. Știți? Am intrat într-o spirală asta foarte periculoasă într-adevăr. Și să repetem această informație, din 1 milion de micro-întreprinderi, a spus dumneavoastră, nu, din care poate 800 de mii sunt cu bilanțele depuse la zi. Până acum sunt activ la 30 septembrie, da. Conform datelor statistice la Oficiul Național al Registrului Comerțului, sunt cam 1.092.000 de persoane juridice active și 414.000 PFA-uri. Lăsăm PFA-urile deoparte, okay, că au sistemul de taxare diferit față de firme. Din aceste 1.092.000 de firme, la 31 decembrie 2020, au depus în jur de aproximativ 770.000 și au depus bilanțuri. Adică sunt active și funcționează legal. Pentru că, în mod normal, dacă nu ți-ai depus bilanțul, fiscul ar trebui să-ți oprească activitatea, să te notifice și ăsta. În aceste 770.000 avem 2.750 de mari contribuabili care sunt gestionați de la Direcția Generală de Mari Contribuabili din București. Și la nivelul județelor și regiunilor există contribuabili mijlocii în jur de vreo 30.000. Deci din 770 scădem 35.000, poate că încă vreo 10.000 și-au oprit activitatea, așa că mult mai mulți, cam 100.000 și-au oprit activitatea în perioada aceasta de 2021 de pandemie, dar avem active, rămân în jur de 600.000 de firme. Deci din aceste 600.000 sau 700.000, cum doriți dumneavoastră, o să rămână
Vreo 200.000, probabil. Ei, pe acolo, să zicem, micro-întreprinderi, eu cred că o să rămână mult mai puține. Deci, clar. Sunt 200.000 de firme, vor rămâne în categoria asta, exact, cu plata impozitului pe cifra de afaceri. Și atunci, ce înseamnă așa? Dacă am avea date, nu am primit datele și nu am datele, dar 1.000.000 este plafonul mare. Deci dacă eu scad de la 1.000.000 la 500.000 și poate că acele 15% sau câte ori fi, după aia de la 500 la 250.000 sunt celelalte de 33%, iar de la 250.000 la 100.000 sunt iarăși cele 33%. Deci cine face rămână, mai mult de 100.000 de euro cifră de afaceri pe an? Impozit pe profit. Impozit pe profit. Tot de impozit care pe impozit pe profit înseamnă că cei de la fisc, cum a spus dumneavoastră, vor putea să ia la bani mărunți? Nu, iau la bani mărunți, nu vor putea. Iau tot timpul la bani mărunți, modul în care tu să judeci economic, exact, cât ce cheltuială este deductibilă și nedeductibilă. Dacă tu ți-ai pus pe cheltuiel, deși legea fiscală, să știți, este foarte clară și ușor de gestionat. Veniturile sunt impozabile, cheltuielile sunt deductibile pentru activitatea firmei, nu pentru acele venituri. Deci foarte multă lume înțelege greșit conceptul. Deci eu, dacă am, n-are importanță, o cheltuială cu o deplasare, să-i spunem așa, nefructificată cu un contract, este cheltuiala firmei normal. Dar fiscul vine, da, stai să vedem noi, ce ai făcut în deplasarea aia? Tu de ce ai fost? Cu cine ai fost? Ce ai făcut? Deci modul ăsta subiectiv, în general, mentalitatea, să zicem, controlului este una din aceasta, exact ca și a noastră genul chițibușar pe nimicuri și stai că prima dată eu când intru la tine în birou, prima dată știu că ești un mare antreprenor posibil infractor. Deci sentimentul acesta când vin, ei știu că nimic nu poate fi perfect și îți dovedește că tot ei îți găsesc nod în papură, că nu ți-ai calculat bine taxele. Și... ei, cu cât sistemul de legal este mai simplu și mai ușor de aplicat, cu atât acest subiectivism al fiscului dispare din ecuația antreprenorială. Asta așteptam de totdeauna. Eu să nu fiu obligat să mă rog să mă plec la ghișeu, ci să înregistrez tot online, s-a rezolvat în mare măsură și nu mai am acest contact în care zicea, da, da, stai puțin că nu-ți merge discheta, virgula asta nu-i bine pusă, las că mai trebuie să mergi de la ghișeu. Perfect. Ei, pasul următor, logic, normal ar fi ca tot acest sistem de verificare să fie unul electronic. Nu să trebuia să vină cineva să zică, a, ți-ai luat telefon de nu știu ce marcă care e 7.000. Nu, 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 aveai voie numai de 2.000. El decide pentru firma mea. Ai mașină, a, n-aveai voie numai Dacia, nu știu care, n-ai voie celălalt model. Deci lucrurile acestea unde intri într-o zonă aceasta a interpretabilității în care el decide pentru soarta ta economică, este degradant. Și ăsta deranjează, să știți, mediul de afaceri. Și exact același mesaj, să știți, l-am transmis și la Fondul Monetar Internațional, care a analizat activitatea ANAF-ului și am spus, cea mai mare problemă este a ANAF-ului este interacțiunea organelor de control cu mediul de afaceri. Dumneavoastră nu personal, trebuie să spunem că și în calitate de vicepreședinte al Consiliului Național al IMM-urilor, participați la întâlniri foarte importante. Da. Ultima a fost cu Banca Mondială, cu reprezentanții, exact, Băncii Mondiale, cu FMI. Da, chiar ieri am fost la într-o dezbatere cu Banca Mondială în care ne întrebau despre care este percepția noastră vis-a-vis de cum susține statul prin instrumente financiare statul, mediul de afaceri a IMM-urilor, atenție, și care este percepția noastră față de relația băncilor cu IMM-urile. Pot să vă spun că răspunsurile n-au fost foarte pozitive. Ce ați răspuns? În primul rând, băncile n-au o relație foarte deschisă și sportivă cu firmele. Pentru că, vedeți, băncile, vorba aceea, și o cunoaștem, când e soare îți dă umbrelă, când plouă te lasă să te uzi până la genunchi, m-ați înțeles, te lasă în apă. Ăsta este stilul lor. Dacă răspunzi criteriilor de solvabilitate, îți dăm bani. Păi, dar stai puțin, sunt multe firme care au o problemă, care nu neapărat soluția de a fi într-o jenă financiară reprezintă și moartea unei firme. Știm cu toții, și când într-o familie, într-o casă, există momente dificile, știi să le depășești, exact același lucru se întâmplă și în viața firmelor. Trebuie să știi, ei, atunci ai nevoie când ai probleme dificile. Ei, băncile nu prea înțeleg acest lucru. Da, ne-au întrebat despre acest lucru, pentru că, vedeți, aici este, dar trebuie să recunoaștem și mai este apar și tot felul de legislație europeană cu declararea beneficiarului real. Băncile nu-ți mai deschid
conturi, până ce nu declar în detaliu beneficiarul real, o chestie foarte complicată, las că știm noi că s-ar putea să ai conturile în Panama sau în nu știu unde. Deci, iarăși, intrăm într-o zonă în care Uniunea Europeană impune la... o condiție și noi o exagerăm prin... Și pornim prin de la prezumția că... Toată lumea are conturi și miliarde în Panama și toți sunt mari evazioniști. Tot vor să pedeze legea. Exact. Ei, vedeți, asta este. Iar dar care a fost la... cu băncii mondiale? De ce s-a interesat de relația firmelor cu băncile? Primul rând, să știți, au fost întrebări despre Banca Națională de Dezvoltare, care apare în PNRR. De dezvoltare sau de investiții? Banca Națională de Investiții și Dezvoltare. Acel proiect mare și așa, și trebuie să recunosc că am spus că nu știm care este efectul lor asupra mediului de afaceri privat a IMM-urilor. Cred că principalul lor aceste... Banca Națională de Dezvoltare. Ei, această bancă este, cred eu că este în primul rând un instrument pentru dezvoltarea marilor proiecte de infrastructură, de dezvoltarea UAT-urilor, unităților administrativ-teritoriale, de susținerea sistemului de stat. Nu știu și n-am văzut din reclama politică care și-au făcut-o cei care susțineau aceste proiecte, pentru că au fost și de o parte de un partid, după aia l-a preluat și un alt partid. Deci, aceste partide tot timpul au prezentat ca și o mare realizare că va fi, uitați, ăsta va fi, să zicem, cornul abundenței României, acolo vor fi toți banii și toată lumea se va lăfăi din ei. Dar n-am văzut în ce fel se va putea lăfăi din banii aceia mediul privat, când mediul privat nu se poate lăfăi nici pe garanțiile sale proprii de la băncile comerciale în bani, pentru că trăiește de pe o zi pe alta de multe ori. Da, așa este. Care este... Iar ANAF-ul. Deci, de la femei, când ne-au întrebat, au zis, care cei de la o delegație din partea femeilor care ajută într-un proiect de finanțare a ANAF-ului, îi ajută pentru modernizarea și susținerea ANAF-ului. Și am spus că totdeauna încep lucruri și nu le definitivează. Deci asta este marea realizare a ANAF-ului. Foarte multe ori, multe proiecte, le tot amână, acel SAFT, sistemul acela de auditare automată, care este foarte dificil, trebuie să-l implementeze de la 1 ianuarie 2022, sistemul de factură electronică, care de mulți ani s-a discutat de el. Dar de ce? Eu sunt pentru un sistem de facturare electronică, pentru că se reduce evaziunea fiscală, adică nu mai face nimeni facturi fără să le înregistreze în contabilitate, pentru că automat intră într-un sistem unic național de... E foarte bun sistemul. Și de ce nu avem factura? Nu știu de ce nu l-au aplicat, pentru că în alte țări, în Ungaria, în Slovacia, Slovenia, este de mult aplicat și s-a redus foarte mult sistemul acesta de factură, de facturi gen, nu știu, din Râmnicu Vâlcea, la Piatra Neamț, la Fantome, exact, da. Știm noi cum se fac facturile și le bagă în contabilitate. Cum se fac și certificatele. Exact, COVID, da, cum se mai fac și acestea. Deci, ăsta era unul. N-au implementat. Acum, de la 1 decembrie, intră sistemul de casă digitală, casa demarcată înregistrată digital, unde transmite în sistem real. Foarte bine, nu e niciun fel de problemă, dar din păcate, vedeți, aici este. Pe mediul privat îl obligi să facă un sistem de declarare, dar baza lor de date nu susține un sistem complet. Da, domnule, susțin în orice oră, la orice minut, în orice nivel de încărcare acelei baze de date să funcționeze non-stop. Păi o să mai vedem. Păi, stați puțin, eu sunt bun de plată dacă întârziu cu 5 minute sau nu depun declarația, dar ei nici nu aplică, nici nu le funcționează softurile bine și nimeni nu-i devine pentru asta. Păi, de ce? Mediul privat totdeauna e bun de plată, iar cel bugetar care nu își îndeplinește sarcinile și le amână și nu face nimic, nu e bun de plată pentru... De ce n-ar fi bun de plată ei? Da, să-i văd pe ea spre dată să plătească. Așa e. Revenind la povestea ta cu taxarea pe impozitul pe cifră de afaceri, cu impozitul pe cifră de afaceri, și vreau să vă întreb, după ce ați descoperit acest lucru care e prevăzut acolo în PNRR, ce ați făcut sau ce vreți să faceți? Am transmis și organizației mele această informație, să o dezbatem. Am și început adunarea de informații pe toate palierele, deși statistice și din mediul de afaceri și ce se întâmplă, și să vedem și efectele, să le comparăm și noi, și vom ieși cu un mesaj într-o conferință de presă zilele următoare, chiar săptămâna viitoare, se va prezenta acest lucru în detaliu cu toate efectele pe care le implică această măsură. Mai poate fi retrasă măsura aceasta sau deja e gata asumată și Bruxelles-ul așteaptă să o și respectăm? Acum, știți cum e?
În general, noi reacționăm după ce apare o lege, știți, din păcate. Vedem că legea nu e făcută bine, că are efecte și adverse și perverse și lucrurile sunt, și trebuie îmbunătățite. Acum, eu zic că din moment ce ai pus la cineva un document în care spui, băi, uite-te, eu o să fiu serios că îmi dați nu știu câte 100 de mii de lei, mi dați cadou și încă în 50 de miliarde mi le dați sub formă de credit, cam asta este legătura cu PNRR-ul, noi o să ne asumăm aceste condiții. Păi, dacă vreți să vă dau 100 de mii cadou, asumați-vă prima dată condițiile și după aia o să vă dau. Deci eu cred că este o condiționalitate, totală între ce ne-am asumat în acel plan și accesarea acelor bani care trebuie să ne recuperăm perioada aceasta de pandemie și să rezistăm la următoarele valuri de șocuri care vor mai veni, pentru că pentru asta ar trebui să fie planul respectiv. Dar nu prea înțeleg unde sunt cum sunt structurate acele decizii ca să fie bine aplicate. Da, PNRR-ul trebuie să fie o gură de oxigen și pentru companii, dar se pare că mai mult stârnește groaza acest plan pentru micro-întreprinderi. Stârnește groaza și faptul că, vedeți, în mod normal, tu vrei să ajuți pe cineva, nu să înăsprești sistemul de control, să faci dintr-un stat economic, un stat polițienesc, de a-i verifica mai tare pe oameni că nu au dat un leu 30 și au dat numai un leu și 10 bani la stat. Vedeți? Ăsta este efectul care, știți? Dar de multe ori să știți că sunt foarte multe conduceri politice la care le convine să creeze o presiune din aceasta prin instituțiile sale încât să-și arete puterea și a tot supravegherea asupra poporului. Ei, chestiile acestea nu sunt bune și nu sănătoase și nu funcționează pe termen lung. Trebuie să spunem că această discuție, domnule Mureșan, are loc în cadrul APM Business Club. Este o dezbatere inițiată de Via Cluj TV împreună cu Asociația Patronilor și Meserașilor din Cluj. Este un for în care oameni de afaceri discută și prezintă problemele și înaintează și soluții decidenților centrali, uneori și local, pentru că economia este în strânsă legătură. Aș avea și o soluție atunci pentru taxarea aceasta. E foarte simplu. Noi dacă ne uităm la astăzi impozitul pe profit este 16%, da? Deci la o marjă de profit, să-i spunem așa, de 30%, impozitul este 16% în jur de, hai să spunem așa, de 4,85%, da? Deci dacă eu aș plăti un 5% pe cifra de afaceri, ar fi egal, să-i spunem, cu un profit de 30%, care este foarte mare. Dacă legiuitorii noștri, mari, bravi și deștepți, ar zice, hai măi, nu mai punem 1%, punem 3% și 5%. Adică cei fără salaria să plătească 3%, 5% și cei cu salaria să plătească 3%. 3% deja revine undeva la o marjă de profit de aproape 20%. Da? Deci automat susțin acest lucru. O să vedeți că foarte multe firme din acestea care sunt cu plafonul o să rămână acolo, dar nu pentru că vor să șmecherească lucrurile, pentru că n-au nevoie de să steie fiscul 3-4 săptămâni acolo să-ți verifice, să oprește activitatea, te stresează. Nimeni nu te plătește că stai și stai stresat acolo în poziție de drept să le dai actele și să le auzi toate comentariile. Deci lucrul ăsta ar fi foarte simplu de rezolvat. De ce? Deci în alte țări și o taxă mai mare, dar să fie pe cifra de afaceri. Da, pentru că simplifici. Nu. Aș dori să fie lucrurile corect stabilite, simplificat și să excludem subiectivismul și abuzul oricărei instituții în viața privată a firmelor. Asta aș dori. Ăsta este cel mai simplu lucru. Nu încercăm să complicăm viața. Și cu cât regulile sunt mai complicate, cu atât oferă unora care vor să-și mecrească soluții și celorlalți care vor să fie corecți bătăi de cap. Așa este. Mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru analiză. Mulțumim că ne-ați urmărit. O zi bună, salut!